Și totuși un ultim share pe, și pe pagina mea. Bună seara, bine v-am găsit. O să fac și chestia asta în, o să mă uit așa un pic în, în jos, pentru că chiar vreau să, să dau share și apreciem dacă faceți același lucru cu noile reglementări ale lui Facebook. Doar dacă se dau share-uri în, în grupuri sau între prieteni, puteți fi semnalați că am intrat live. Și în seara aceasta cred că foarte mulți oameni vor fi interesați de, de subiectul emisiunii, pentru că vorbim, așa cum ne-am propus de la începutul emisiunii, de aplicabilitatea spiritualității în viața de zi cu zi. Mai precis, îmi spun colegii mei acum că puteți să găsiți emisiunea și pe canalul nostru de, de YouTube. Vedeți imediat canal 33 România. Intrați acolo și dați follow și atunci veți putea vedea toate emisiunile postului canal 33 România. Efectele razelor spirituale la locul de muncă poate părea ușor ciudat, dar nu este, pentru că vorbim de raze spirituale, vorbim de cumva niște trăsături ale noastre. Și dacă sunteți mai familiarizați cu astrologia, se pot face niște analogii, doar că aici chiar putem vedea și putem ști cam ce fel de colaboratori avem nevoie, ce fel de angajați avem nevoie sau, din contră, cam cu ce patroni ne-am putea înțelege și cu ce patroni mai bine nu. Ca în fiecare ediție, Ramona Popescu, invitata noastră permanentă, este, este colega mea. Ce tot îi zic cu invitata permanentă? Deci colega mea în emisiunea Design Perfect, Ramona Popescu, e, a venit pregătită și vrem să luăm fiecare din cele 7 raze, 12 raze. Cum le luăm, doamnă? 7 în principal și vom vorbi puțin și despre celelalte 5 raze superioare. Au, dacă vrei, roluri diferite sau efecte diferite asupra vieții noastre. De aceea aș împărți puțin în raze clasice, cele 7, așa cum lucrăm și cu cele 7 chakre, la un anumit, într-o anumită etapă a evoluției noastre, după care începem să lucrăm și cu alte chakre superioare, pe măsură ce ne deschidem către tărâmurile subtile sau către spiritual, către divinitatea din noi. Cred că nu e întâmplător. De sâmbătă știam că vreau să port această bluză pe care Andreea Dinu mi-a dat-o cu, cu dragoste, așa că a spus să, așa simt că este pentru tine bluza asta și că te reprezinte. Uite, nu știam că o să venim și cu razele și cu tot, tot curcubeul lor. De fapt, ce este, de ce trebuie să studiem razele spirituale sau de ce trebuie să le cunoaștem? Razele spirituale fac parte din creația divină. Ele sunt atribute divine care există peste tot în creația divină, la orice nivel de creație și în orice fel de, de realitate. Se spune că nu poți vorbi despre un creator fără să vorbești despre creația sa. Creatorul și creația sunt una, nu pot fi separați și noi și realitatea în care existăm suntem un întreg. N-am putea exista fără o realitate a noastră pe care o creăm singurei, conștient sau inconștient, iar razele reprezintă acea împletire de atribute divine care construiesc și susțin creația divină. Le vom găsi la nivel planetar, le vom găsi la nivel solar, galactic, universal, aha, cosmic. Putem vorbi despre conștiințe superioare, dacă vrei, inițiate pe razele divine, în aceste atribute divine. Religia noastră cel puțin surprinde acești inițiați sub denumirea bătrânilor din jurul tronului. Da? Dar vorbește despre cei 24 de bătrâni, pentru că există acel aspect masculin și feminin al fiecarei creații divine. Dar nu vom intra în detaliile acestea. Dacă ar fi să privim la, la nivelul nostru, razele
sunt atribute divine pe care noi venim printre obiectivele pe care le avem în timpul întrupărilor, avem și acest obiectiv de a ajunge să măestrim fiecare rază în parte. Pentru că a măestri o rază înseamnă să ajungi să măestrești un atribut divin. Îți povesteam la un moment dat că atunci când ajungi să te înalți, de să ieși din această roată obligatorie a întrupărilor, se presupune să fii măestrit odată realitatea fizică și să ajungi să demonstrezi divinitatea din tine prin tot ceea ce faci. Asta înseamnă să-ți fi integrat deja acele atribute divine într-un mod firesc, într-un mod natural, și de-a lungul întrupărilor venim și învățăm despre fiecare rază în parte, multe vieți pentru o rază, mai nou putem să, pentru că am evoluat sau am putea spune conștiința s-a extins, putem să acoperim și mai multe raze într-o viață. Sau deci ne putem regăsi în mai multe. Da, da. Sau unii oameni pot să realizeze și faptul că ajung în anumite întrupări doar să integreze cele 7 raze pe care le-au învățat, dar rupt, separat. Este important să înveți să le și integrezi. Și atunci putem să regăsim fiecare, putem regăsi în interiorul nostru sau în personalitatea noastră, dacă vrei, caracteristici ale fiecărei raze, dar întotdeauna vom simți o caracteristică sau cel mai des vom găsi o caracteristică, vom percepe o rază mai mult. Uh-huh. Ar fi, să spunem, predominantă comparativ cu celelalte. Și putem să luăm așa, să ne plimbăm puțin exact, prin ele și să vedem, și lumea se regăsește, se va regăsi. Și fiecare poate să vadă cum se regăsește în aceste raze. Chiar mi-ar plăcea să scrieți pe comentarii cam unde v-ați regăsit. Și care ar fi cea raza predominantă? Da. Și de asemenea puteți să studiați și ce ați putea îmbunătăți din celelalte raze. Pentru că pe măsură ce evoluăm, ideea este să ajungi să echilibrezi razele între ele. Mai bine să urci cu toate în același timp decât să ai vârfuri și să ai discrepanțe mari de evoluție pe câte o rază sau pe anumite atribute. Aici bagă niște cuțite în rană, dar să începem. Da, haide să luăm prima rază. Da. Fără de care nu se poate face nimic. Se spune că este raza voinței, a puterii, pornești cu ea în evoluție de la puterea personală și de la voința personală și ajungi cu ea pe măsură ce evoluezi să o aliniezi la puterea divină și la voia divină. Este o rază a liderilor. Dacă ar fi să vorbim despre corpurile noastre, pentru că noi avem mai multe corpuri, corpul fizic este unul dintre corpuri, avem un corp emoțional, mental, da, spiritual, o persoană cu un corp fizic, pentru că poți să ai și fiecare corp pe câte o rază. Aha. Da? Să nu uităm că suntem ființe complexe, multidimensionale, da? Un om pe raza, cu corpul fizic pe raza 1, este un om ca tine, înalt. Sunt oamenii care au o satura mare, da? Deci sunt oameni solizi, nu sunt minioni, așa, ca mine. Eu sunt pe raza 2, cu corpul fizic, de exemplu, da? Deci oamenii solizi, oamenii înalți, sunt pe raza 1. Da. Vorbește frumos despre această rază, dar spune și ce putem îmbunătăți. Deci raza 1 este o rază fără de care nu poți face nimic, nici măcar în creația divină. De aceea spuneam, creația divină este o împletire a razelor. Că am să te rog să faci ceva cu pandantivul, să-l pui în interiorul bluzei, pentru că atunci când se mișcă... Am înțeles. Respectatorii au tot felul de lucruri. Gata. E în regulă? Da. Raza 1 este raza inițiativei. Înainte de a se întâmpla orice, trebuie să vrei și să poți. Trebuie să fie ăla care se dea cu capul. Da? Am eu capul mai bombat. Raza 1, un om pe raza 1, deci un om care, a cărui personalitate este preponderentă în raza 1, va fi un lider.
va fi un lider oriunde, oriunde ar fi activ, că este într-o afacere, că este într-o școală, că este într-o țară, găsim conducătorii de țară, conducători de partide, oameni activi în politică, pentru că politica este cea care conduce, organizează o țară. Da? Sunt cei care construiau pe vremuri imperii. Da? Soldații sunt pe raza 1. Vorbim de putere, vorbim de, de protecție. Cezar era pe raza 1? Ia uite, eu am lăsat, nu m-am dat pe silent. Așa. Da, mă rog, nu mă sună nimeni în timpul emisiunii. Avem exploratorii pe raza 1, pionierii pe raza 1. Avem războinicii spirituali pe raza 1. Un războinic spiritual este un indigo. Deci sunt acei oameni care pregătesc terenul pentru nou, pentru mai sus, pentru mai bine. Fac acea muncă grea de a dărâma ușile, de a dărâma lacătele, dogmele și de a da voie celorlalte raze să vină. Deci, un om pe raza 1, teoretic, va fi un lider, un conducător, un lider născut, nu altfel, nu merge decât așa, știi? Și este acel om care va avea inițiativa, va vedea ce se poate face nou, dar nu se va ocupa de detalii. Ce ajungem la părțile mai puțin? Am puțin ceva de făcut. Într-o echipă, un lider nu se va ocupa de detalii, dar va avea acea viziune care aduce ceva nou. Deci cam asta face un om pe raza 1. Poate avea diferite vicii, mândrie, aroganță, asprime, duritate, însingurare, detașare, dar o detașare, pe de o parte, poate fi o calitate. Acționează detașat, nu emoțional, rațional, dar pe de altă parte se îndepărtează, există riscul, capcana de a se îndepărta de oameni. Uh-huh. Și un lider are întotdeauna nevoie de oameni după el. Un pionier, da, poate fi singur, un explorator, un pionier de fapt, întotdeauna vor veni alții după el, dar poate să acționeze un pic singur, dar un lider va avea întotdeauna nevoie de o echipă. Poate să obțină niște virtuți pentru echilibrare, tandrețe, modestie, toleranță, răbdare, da? Okay. Dar întotdeauna vei avea nevoie în tot ce faci de putere, de puterea interioară. Puterea interioară te ajută, a razei 1, te ajută să iei decizii, să duci lucrurile la capăt. Uh-huh. Da? Și este o rază mentală. Este o rază emoțională. Este o rază pur mentală. Asta este raza 1. Chakra plexului... Potrivi, să zic? Ca ce? Nu știu, ca la lucru, de exemplu, care ar fi... De ce ar avea nevoie? De celelalte raze. Vom ajunge la fiecare și vom vedea cam, de exemplu, la locul de muncă, ce tipologii de oameni pot, dacă vrei, pot construi o echipă. Ok. Da? Pe de altă parte, dacă ai un proiect pentru oamenii care știu mai multe spiritualitate, știu că pot medita pe atributele acestor raze, dacă ai intenționezi să creezi un proiect nou, atunci pune-l în raza 1 la început pentru a-i da vânt, pentru a-i permite să ia naștere. Da? Sunt oameni care se lovesc în culori, că vorbim despre culori, ce culoare are raza 1. Și roșu și albastru, de exemplu. Da? Depinde din ce perspectivă o vezi. Dacă o vezi din perspectiva puterii tale personale și a voinței tale personale, o vezi ca roșu. Dacă vorbești despre puterea divină, protecție divină, atunci mergem pe albastru. Dar spuneam că pe măsură ce evoluezi, te aliniezi cu voința la cea divinității din tine, cum am învățat să spun, de fapt, la voia divinității din tine. Raza 2 este o raza înțelepților, a învățătorilor,
a diplomaților, a blânzilor. Este o rază emoțională, dar un emoțional, dacă vrei, echilibrat. Da? Vom vedea și un emoțional... isteric? Haotic. Okay. Conflictual, dar nu este raza 2. Raza 2 este o rază a înțelepciunii, o rază a iubirii, scriitorii, sunt aici oameni din media, spuneam, toți învățătorii, învățători spirituali, speakeri, inspiraționali, da, motivaționali. Da? Deci aici avem, avem omul care te ajută să găsești scopul. Să-ți găsești scopul, să găsești motivul pentru care. Vreau să fac ceva, raza 1. Și înțeleptul, raza 2, spune, pentru ce? Cu ce l-ajută pe celălalt? Ce poate celălalt să învețe? Beneficiere. Sau mi s-a întâmplat asta. Raza 2 o să vină și o să se întrebe, și ce înveți de aici? Cu ce te-a ajutat asta? Vreau să creez un produs. Care este valoarea pe care o aduci în plus prin acest produs? Da? Deci într-o echipă vei avea nevoie de raza 2 pentru a da sens direcției, ca să spun așa, acțiunii respective. Deci el e înțeleptul echipei. Da. Modalitatea prin care o persoană din raza 2 ajunge la spiritualitate este prin cercetarea scrierilor, învățăturilor. Aha. Da? Că au și ei... au tot felul de vicii, de exemplu, tind să obțină din ce în ce mai multă cunoaștere pe care să o folosească pentru ei sau să o țină pentru ei. Deci pot cădea în capcana de a nu dori să împărtășească, dar nu dori să ajute pe alții. Pot cădea în diferite capcane a popularității, pentru că oamenii pe raza 2 sunt ca niște magneți, atrag foarte mult și atunci există capcane, da? Uh-huh. Asta este una dintre ele. Dar per ansamblu sunt persoane echilibrate și pur emoționale. Okay. Adică nu sunt chiar mentale. La raza 3, raza 3 este o rază foarte importantă. Este foarte, o rază foarte importantă și în, pentru planeta noastră. Dintre cele 7 raze, am putea spune că există 3 raze principale, primele 3 raze principale și următoarele 4 dintre acestea 7 sunt secundare. Adică vor trece toate prin raza 3, care ajută la adaptarea planului divin la nivelul nostru planetar. Deci ele își vor păstra atributele, dar adaptate la nivelul nostru planetar. Da? Este, dacă vrei, o rază executivă. Deci raza 3 este o rază a inteligenței active și a iubirii active în general. Adică n-ai ce să faci este foarte important în această realitate să ai inteligență. Uh-huh. Și să acționezi într-un mod activ, să aplici atributele divine la nivel activ. Îți dau un exemplu, iubești o plantă, da? Așa. Cu iubirea de pe raza 2, de exemplu, îi vei trimite lumină, dar nu îi vei da apă. Cu iubirea de pe raza 3, activă, îi dai apă și după aceea îi trimiți și iubirea, dar mai întâi dai ce trebuie aici, acum. În acest plan. Da? Okay. Deci să înțeleg că și 1 și 2 au nevoie de 3. Da, inclusiv 1 și 2, dar ele sunt destul de adaptate, adică 1 este destul de adaptat, 2 are nevoie un pic de 3, deci 3 este persoană, o persoană care este sub influența razei 3, va duce lucrurile la capăt. Nu are inițiativă în mod special, deci nu este caracterizată de inițiativă, cum este o persoană pe raza 1, nu stă să se gândească la scop, dar te va întreba, va veni raza 1 și va spune, eu cred că va ajuta foarte mult să facem un produs, da? Așa. Nou pe piață. Ocupați-vă voi de detalii. Raza 2 o să spună și cu ce ajută produsul acesta, adică pentru ce să-l facem, mai exact. Care va fi avantajul, punctul forte al acestui produs? Poți să pui și din perspectiva aceasta, da? Iar raza 3 zice, bine, bine, hai să ne apucăm de producție.
Deci, deadline, cine se ocupă de prima etapă, de a doua etapă, de promovare, de producție. Raza 3, vă rugați-mi un mesaj. Da? Da. Am nevoie de o asistentă. Deci ai nevoie întotdeauna de atributele razei 3, chiar și tu la nivel individual, pentru că oricâte inițiativă, oricâte idei minunate ai avea pe raza 1 și oricât de înțelept ai fi, ai nevoie de aplicabilitatea lor în plan real. Adică să începi lucruri ca rază cu raza 1, dar să le și dai o finalitate. Deci raza 3 o poți invoca atributele ei, că maestrii spuneau, nu vă opriți în culori. Că okay. Ce culoare are? Că este galben, că este roz. Da? Galben, inteligența activă, rozul este iubirea activă. Da? Dar unii oameni poate nu se simt confortabil cu galben, cu roz. Apoi este oamenii percep diferit culorile. Apoi spun maestrii, culorile sunt percepute diferit la nivel planetar comparativ cu nivel solar. Deci, lăsați culorile la o parte, vedeți acea energie cristalină, transparentă, dacă aveți vreo problemă pe culori sau există tot felul de opinii diferite și mergeți pe atributul, pe calitatea razei care este aceeași. Ok. Da? Dorești să faci ceva, ai băgat acel un proiect, ai un proiectel, da? Sau ai o afacere, sau vrei să deschizi o companie, sau, mă rog, ce vrei tu, da? Îl bagi mai întâi prin raza 1, ca să pornească. Cum adică îl bagi prin raza 1? Adică îl vizualizezi în raza 1 pentru cei care știu să mediteze, da? Îl vizualizezi în acea rază cu intenția, întotdeauna lucrează intenția, cu intenția de a porni, de a-i da începutul, da? După care îl vizualizezi în raza 3 cu intenția de a ajunge la o finalitate, într-un fel sau altul, de a pleca în vacanță dacă te gândești la o vacanță. Nu să o tot planifici, da? Deci raza 3 este cea care te ajută să duci lucrurile la capăt. Aici avem finanțiști, avem oameni de afaceri în general, avem judecători. Deci avem oameni care rezolvă lucrurile, dau o finalitate cumva, da? Este o rază mentală, dar nu este o rază de profunzime. Este mai degrabă o rază de lungime, nu de adâncime. Ce e minunat așa. Că fără, da, fără ei ce calități aici mi-am mai notat eu că chiar nu calitatea principală a razei 3 este perseverența. Datorită perseverenței duci lucrurile la capăt. Încă o dată, vă știți, da? Din raza 3, vă rog frumos. Un mesaj în privat. Nu percepe, simțiți că nu prea o aveți, exersați-o pe lucruri mărunte. Cum? Așa, cum faci? Te simți în raza 1, așa. Adică ai idei multe, dar nu faci nimic. Da, și nu partenerul le fac, dar nu le duc nimic la capăt. Da? Alege un obiectiv, mititel, așa. Adică nu îți da în cap singură cu ceva complex de la început și încearcă să-l duci tu la capăt. Asumă-ți tu partea aceasta. Da? Dacă tu ai un partener care duce la capăt deja lucrurile... Dacă tu ai un partener care duce la capăt lucrurile pe care tu le inițiezi, fă schimb, lasă-l pe el. Sau dacă nu vrea să încerce joaca aceasta frumoasă, să aibă el inițiativa și să duci tu la capăt o inițiativă a lui, atunci du tu o chestie de la început până la sfârșit. Vii și cu ideea, îi găsești și scopul și o și duci la capăt. Organizezi o vacanță de la cap la coadă, inclusiv cu cazare, cu tot. Adică nu, haide să mergem și restul, ocupă-te tu, Paul. Dar nu e suficient că am luat eu biletele. Dar de unde folosești asta? Adică du-te pe detalii. Da, care și el o fi, n-o fi altceva decât unul și nici lui nu-i plac detaliile. Deci zice, și Paul este o rază 1. Da, exact. Dar să știi că la Paul am perceput Paul mai mult... Paul fiind iubitul meu. Da, soțul tău. Iubitul meu. Da. Paul are mai mult rază 3. Noi vorbim lucruri și le termin cu Paul. Adică, hai să facem o chestie și după aceea Paul răspunde la telefon, Paul face următorii pași, Paul îmi trimite câteodată și pe parte de deadline. Adică, de multe ori nu era și înainte. Roxanica apare la sfârșit, ca o floare, o rază 1 pură. Da. Reușim să plătim facturile, dar asta nu vrea altcineva să facă. Da. Vicii ale razei 3 pot să nu fie atenți la detalii. Aha. Pentru că nu este, spuneam, o rază de profunzime. Și da? Cine e atent la detalii? Deci, raza 5. Ajungem la raza 5. Izolare. Se pot concentra pe prea multe lucruri deodată, din dorința de a le face. Au și capcane, iluzii că sunt prea ocupați.
O altă capcană este munca, acea muncă creativă fără motiv. Știi, oamenii care muncesc mult și degeaba. Nu vreau să fiu la, dar sunt unii oameni care muncesc mult și, și degeaba. Ori nu sunt eficienți, ori nu au scop. Știi? Poate totuși iubitul meu mai mult trei decât un. Nu, dar este un om absolut minunat. Dar într-adevăr, când cășune pe ceva... Astea sunt capcane. Sunt capcane care, care pot fi lucrate. Dacă te știi un om care în general duce lucrurile la capăt... Să lucrezi pe asta, să... Poți să fii atent pe anumite aspecte, dar să știi că sunt capcane care țin de raza ta. Pentru că există tendința să exagerezi și în, atunci când ai atributele unei raze, poți să deții ca la zodii. Și aspectele pozitive și aspectele negative. Și poți să te trezești și cu celelalte. Adică raza 3, într-adevăr, duce lucrurile la capăt, dar poate și în unele situații și să muncească mult și degeaba. Știi? Da. Adică să facă pași, dar să nu fie eficiență sau să fie altceva. Deci acolo trebuie să fiu un pic atent. Raza 3, da? Raza 4. Și cum vor intra în spiritualitate, vor munci foarte mult. Vor lucra foarte mult cu ei. Da, deci raza 2 citește foarte mult, raza 1 are sclipirile acelea de geniu și trage, deschide ușile pentru ăștia la alții, pentru înțelepciune, pentru startup, da? 3, dar nu stau ei să facă lucrurile. Raza 4 este o rază artiștilor. Frumos! Da, este acea rază conflictuală pe partea emoțională, în același timp. Armonie prin conflict mai este denumită. În fază de început a evoluției tale ești conflictual, emoțional. Sunt acei oameni care astăzi sunt foarte fericiți, mâine sunt într-o mare depresie, poi mâine sunt iar fericiți, răspoi mâine sunt într-o depresie. Sau oameni care atunci când se supără tot întrețin singuri acea energie. Când zici că au uitat, o iau de la capăt. Își mai amintesc ceva. Știi genul acela de... Știi, da. Care se enervează din ce în ce mai tare, dar singuri. Și le este foarte greu să se echilibreze din punctul de vedere. Întotdeauna ei vor avea nevoie de o rază mentală lângă ei. Aha. Dar, mă rog, asta este altă poveste. Nu putem decât să dăm niște repere. Sunt foarte multe lucruri de povestit la raze. Chiar poți face terapii cu razele, pentru că au modalitățile lor de a aborda asta. Exact ce spuneam la începutul emisiunii, simt foarte multe similarități între razele spirituale și eneagramă. Ele sunt 9 acolo, dar tot exact cum spui, exact de 1 e la fel, 2 la fel, 3 la fel și 4 este, da, este artistul care, zicem noi, opera queen, cam așa, cele tot timpul un este, păi da, artiștii artiștii reușesc să scoată armonia la suprafață în diferite feluri, că e peste prin muzică, este prin în infern ca să aibă cum. Și de multe ori, da. Dacă urmărim mari artiști, vom vedea personalități conflictuale din punct de vedere emoțional, care totuși au reușit să surprindă o anumită armonie prin lucrările pe care le-au avut. Însă la nivelul evoluției umane, ea presupune să pleci dintr-o stare de conflicte interioare proprii unei ființe mai puțin evoluate din punct de vedere spiritual, care opune rezistență la toate oportunitățile înțelepte, minunate pe care ți le oferă o realitate pe pământ, da. Le vede ca probleme majore și pe măsură ce evoluezi prin autocontrol, prin lucru cu tine, să ajungi la acea stare de armonie. Este o rază foarte, foarte frumoasă, care mai are și un alt aspect a ascensionării. Este o rază cu care lucrează sufletele care se apropie, sunt foarte evoluate, care se apropie de ieșirea din acea roată obligatorie a întrupărilor. Modalitatea unui om pe raza 4 de a aborda spiritualitatea este din încercarea de a găsi soluții la conflicte. De a lucra cu el pentru a dobândi autocontrol și a atinge starea de armonie. Aceasta este modalitatea unui om pe raza a patra.
vicii, centrare pe propria persoană, lipsa de curaj, știi, să faci schimbări, să pieși dintr-o situație, sunt tot felul de capcane, dar pe de altă parte au și calități, au dezvoltare artistică, ritmicitate, capacitatea de a percepe viața și a portretiza viața în diferite forme. Îmi plac puterea de a exprima divinitatea, armonia sferelor, sinteza frumuseții adevărate, generozitate. Dar au și capcane. Aha. Iluzia armoniei. Iluzia percepției artistice. Iluzia percepției muzicale. Deci pot intra și pe alte părți. Dar este o rază, din punctul meu de vedere, a încercărilor. Este o rază a încercărilor. Ele se regăsesc cel mai clar la personalitatea amprentată de raza 4. Acolo vezi conflictul, este vizual. Și când ajung în armonie, cu cât de greater the challenge, nu? Da. Vom vedea și raza următoare, raza 5, care este o rază mentală, dar este o rază a cercetătorilor. Raza 4, creația. Oamenii care lucrează pe creație în afaceri. Da? Deci artiștii, prin toate formele lor. Acum să nu înțelegem că toți artiștii sunt patru sau drama, dar este, queen, da, există anumite caracteristici. Raza 5 este o rază, este cea mai activă rază în ziua de astăzi. Este raza cercetării, a tehnologiei, aici găsim medicina, găsim știința în general. Este o rază, o rază care ajută omul să se ducă în esență, în profunzime. Aici avem un mental care nu-ți duce lucrurile la capăt, dar o profunzime, se duce în esența lucrurilor. Deci, lucru pe care nu face trei. Cercetătorii, inventatorii, oculții, ezoteriștii, înalți, da? Specialiști în investigații. Deci toți acei meticuloși, ceasornicarul, da? Toți acei meticuloși care nu se opresc în aparență, cum erau ei caracterizați într-un mod frumos, pot analiza o situație, o rup în fragmente, le pun la loc, le sintetizează și găsesc cel mai potrivit mod de a folosi sinteza. Ei sunt creatorii de concepte și ei sunt, dacă vrei, atunci când un om de rază 5, un rațional profund, se apucă să studieze spiritualitatea, ajunge mai departe cu ea decât orice altă rază. Pentru că se duce în esență și trece de încă o aparență și de încă o aparență. Am avut ocazia să văd o rază 5, chiar îți spuneam, pe domnul profesor Coșbuc. Pe care o să-l vedeți mâine, da, în emisiunea. Și sper să-l revedem și la noi în emisiune. A iubitul meu de care tot am vorbit, deci o rază 3 cu o rază 5 și o să iasă o emisiune absolut minunată. Da, vorbim despre natură, parcă. Exact, da. Dar, vor vorbi despre câte în lume, da, și în stele. Când l-am cunoscut pe domnul profesor Coșbuc, am spus rază 5 pură. A stat, a studiat, a cercetat, a experimentat, a plecat fizic să caute, iar a trăit, iar a experimentat, iar s-a mai întors și a mai cercetat. Deci a trăit 5 vieți într-un an. Exact. Și atunci când vorbește cu bibliografia în spate, la fiecare frază. Dar este un om de cercetare și un om care atunci când mintea lui a acceptat să se ducă spre spiritualitate, s-a dus foarte profund. Da? Deci nu s-a dus pe lungime, ci pe profunzime. Este cea mai activă rază, pentru că omenirea, civilizația noastră a intrat într-un proces foarte rapid de evoluție pe parte de tehnologie, de medicină, de vindecări. Deci aici avem chirurgi, avem medici, avem toată partea de cercetare. Da? De asemenea, acești oameni au un mental superior foarte dezvoltat, care
În momentul în care înțeleg acele concepte, spuneam că le găsesc practicabilitatea în ziua de astăzi. Îl auzim pe domnul profesor Coșbuc cum vorbește despre aplicabilitate, practicabilitatea spiritualității și dumnealui, da? Da? Alchimie aplicată sau totul este aplicat. Foarte mulți oameni din raza 5 sunt inițiatori ai noului curent New Age de spiritualitate. Ce înseamnă New Age? Înseamnă să iei cunoașterea care exista până acum, să o aduci la un nivel de înțelegere la zi, deci nu mai folosești modul arhaic, ci te adresezi omului aliniat la evoluția din prezent și mai aduci în plus informațiile pentru care este pregătit. Asta înseamnă, de fapt, New Age. Nu înseamnă altceva, apropo de așa. Vicii, critică, pot risca să rămână pe o viziune îngustă, da? Să ducă în profunzime, dar să rămână pe o viziune îngustă. Asta este o capcană. Lipsă de compasiune, să intre pe partea aceasta, să se ducă foarte mult pe mental și să iasă de tot din emoțional. Iluzia formei care ascunde realitatea, iluzia exteriorului care ascunde interiorul. Sunt acei cercetători care spun până nu văd, nu cred. Da? Deci există, așa cum există la toate razele, există capcane. Raza 6 este o rază care a fost foarte prezentă în era peștilor, era trecută, era în care omul a descoperit, dacă vrei, un model, un model de a ajunge către divinitate, prin Isus. Okay. Da, uitați-vă, faceți ca mine și veți ajunge poate și mai bine decât mine, da? Un Buddha, acele învățături înțelepte care să te ajute să atingi o stare de iluminare. Oamenii, poate când sunt cu reguli, nu? S-au uitat după modele. Da, sunt reguli, sunt concepte, sunt dogme, într-un fel sau altul, și sunt modele. Mă uit la tine ca să văd cum să fac. Da? Caut divinitatea, am văzut că este creatorul, am înțeles că tu ești între mine și creator. Aha. Mă uit și fac ca tine ca să ajung la creator. Nu mă gândesc că creatorul ar putea fi și în mine. Și atunci avem adorarea sfinților, da, a personajelor religioase, a guru în alte religii, acei maeștri pe care îi vezi Dumnezei vii pe pământ. Okay. Da? Și atunci această rază treptat își pierde puterea odată cu intrarea în noua era vărsătorului în care suntem în prezent, în care omul descoperă divinitatea din interior, începe să vadă creatorul din interiorul său. Și atunci această rază nu mai are puterea pe care o avea în urmă cu mii de ani. Cum regăsești, cum este un om pe raza 6? Adoră divinitatea, dar îl poți găsi mai degrabă religios dacă este pe aspectul trecut al razei. Acum îți va vorbi despre iubirea divină și va fi iubirea întruchipată. Acum te va trimite prin astralul inferior pentru că ai păcătuit. Este o rază emoțională în extreme. Aici putem găsi, de exemplu, și extremiștii religioși. Dacă ar fi să privim omul care este aliniat la partea superioară, aspectul superior al acestei raze, vedem omul care este adoră divinitatea în general și divinitatea din el. Partea din, din el divină. Ce mai poate să facă această rază? Te ține pe un pilot automat. Crezi cu ea, de exemplu, poți să lucrezi pe afirmații. Ține, menține energiile într-o anumită direcție până îi schimbi tu direcția. Okay. O idee, ca să trecem așa. Raza 7, raza flacăra violet, de care râde toată lumea, este cea mai importantă rază a acestei ere, pentru că este o rază a aplicabilității iar în realitatea fizică. Este o rază a transmutării, a alchimiei, la propriu. Este o rază
un om pe raza 7, o rază a ritualului. Avem acel om tipicar care trăiește după reguli, deci nu se abate de la reguli, toate lucrurile sunt făcute la fel în fiecare zi, îți va conduce ceremonii, protocol, reguli. Multe reguli în multe feluri, da, director de scenă. Am așa ceva mic de 2 ani care îmi spune, mami, așa se face. Da, îți creează arborele genealogic, îți va observa regulile, așa va avansa spiritualitatea, îți va observa regulile și le va repeta. Este o... se repetă. Totul se repetă. Este un om de care ai nevoie pentru a menține reguli într-un birou. Știi că dacă nu există reguli, da, și te bazezi doar pe de cam înțeles bunul simț al tuturor, poți să ajungi și la conflicte. Deci este un om util pe a observa dacă urmezi. Mai avem doar câteva minute și aș vrea să te rog să ne spui totuși ceva și de celelalte 5 raze. Celelalte 5 raze nu vin să te amprenteze cu anumite caracteristici, atribute divine, ele vin să facă alte lucruri. Te curăță energetic raza 8 de tot felul de tipare învechite pe care ai lucrat, dar parcă au mai rămas agățate. Aha, da? Okay. De tot felul de energii care nu sunt vechi, învechite, care nu mai sunt aliniate la ce ești tu în prezent. Raza noua este o rază care te ajută să atingi potențialul maxim al unui proiect, al unei situații, al tău, al unei intenții. Uh-huh. Doresc să plec într-o vacanță. Cu raza nouă vei merge pe a lăsa valabil potențialul maxim și a închide aspecte secundare inferioare. Da, să nu apară tot felul de căi inferioare, secundare. Mm-hmm. Raza 10-a este cea care te menține pe potențial. Okay. Deci raza 9 atrage potențialul, raza 10 te ține fixat în potențial și mai este important pentru a lucra cu sinele superior, pentru cei care... Da, lucrează la acest nivel, da. Raza 11 te pregătește să intri într-o etapă nouă. Este o rază care te pregătește pentru schimbare. Ca să evoluezi, trebuie să accepti schimbarea. Și atunci această rază vine și te ajută să... Știi că e ca atunci când termini școala și știi că începe o etapă nouă în viața ta. E important o rază 11. Sau ai terminat cu un loc de muncă sau tot așa. Raza 12 este iubirea necondiționată, este iubirea cristică, este iubirea de dimensiune 5 superior spre 6, care te ajută de altfel și către înălțare. Nu aveam ce să facem cu aceste raze până când civilizația n-a început să intre din ce în ce mai mult în dimensiunea 4 și planeta la fel. Și la aceste 5, conectarea se face tot așa, cu intenție? Da, da. Doar că au alt... Ele nu vin, ți-am spus, să se amprenteze pe personalitate, ca cum este zodiacul, da? Sau celelalte, cum sunt cele 7 raze. Cine vrea să studieze mai mult despre asta, există multe scrieri. Chiar există multe scrieri pe partea asta. Dar ce faci tu? Eu la modulul 2 lucrez cu razele. Luăm fiecare rază în parte, ne scotocim, ne analizăm, după care vedem și cum prin modul în care faci channeling, se regăsește. Știi că spuneam că channeling-ul folosește decodorul tău unic și ascultând o persoană cum îți face o citire, poți să spui despre ea multe lucruri, poți să înțelegi despre ea. Noi folosim acest lucru pentru lucru cu noi, adică eu fac cuiva o citire și după modul în care am făcut citirea, pot să văd inclusiv statusul meu pe fiecare rază. Pentru că fiecare om, spuneam că are în componența sa diferite procente din fiecare rază și ideea este să le aduci la o stare de echilibru. Super! Ramona, îți mulțumesc foarte mult, mă bucur că am reușit să le să trecem așa repede, da. Pe toate, abia aștept să văd comentariile voastre și din nou, dacă v-a plăcut emisiunea și credeți că și prietenii voștri ar putea beneficia de învățăturile din această seară, dați share la emisiune, fie pe Facebook, fie pe canalul de YouTube. Vă mulțumesc foarte mult. Așa cum am vorbit, mâine vor fi invitați speciali la Canal 33, de la ora 8, profesorul
George Coșbuc, iar George Coșbuc, deci acolo, pentru că este strân în potul lui, așa că e în ADN-ul lui. Iar de la ora 10 la Sănătate, Trup și Suflet, Ovidiu Cordiș, împreună cu Ovidiu Cordiș, vom vorbi despre sănătatea în cuplu, ce aduce, cum putem să ne vindecăm cu ajutorul cuplului, cum ar trebui să fie un cuplu sănătos. Vă mulțumesc foarte mult să aveți parte de o seară binecuvântată. Rămâneți pe Canal 33. La revedere!